bun găsit la Lumina Creștinului. Astăzi vă propun o temă, spun eu, foarte interesantă. Vorbim despre vocații. Vocații pentru comunitate. Este o temă pe care mi-am propus să o dezbat astăzi alături de invitații mei. Este vorba despre părintele Alexandru Percu, director al Oficiului pentru Vocații din cadrul Episcopiei Romano-Catolice Iași. Bun venit, părinte! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Și alături de noi se află și Ramona Ciobanu, manager de proiecte la nivel diecezan, deci la nivelul Episcopiei Romano-Catolice și profesor asociat la Facultatea de Teologie Romano-Catolică în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bun venit! Mulțumesc. Ideea acestei teme mi-a venit atunci când am aflat despre conferința pe care ați organizat-o în luna decembrie și mi s-a părut foarte interesantă această conferință, etică și responsabilitate în activitatea de voluntariat, cea de-a doua ediție, la care ați optat pentru tema vocații pentru comunitate. De ce ați ales această temă? Ideea conferinței a venit în 2018 ca urmare a faptului că voluntariatul, fiind o componentă în societatea civilă destul de importantă, în biserică cu atât mai mult, ne-am gândit să creăm acest eveniment. La ediția din acest an, conferința a avut, să zicem, un impact mult mai important, tocmai datorită temei vocații pentru comunitate și datorită acestui proiect, proiectul implementat de Oficiul pentru Vocații. Și ne-am gândit să completăm ideea voluntariatului cu ideea de vocații și am combinat cele două concepte într-o temă comună pe care am abordat-o pe parcursul a 5 ore de conferință. Am să vă întreb și dacă este greu de organizat o astfel de conferință. Da, sunt provocări pentru că conferința are un statut regional, să spunem, și din acest motiv am optat pentru a invita instituții care practică atât activități sociale cu angajați, dar și activități în care implică voluntari din societatea civilă alături de instituții publice. Din acest punct de vedere a trebuit să găsim o soluție într-o perioadă destul de aglomerată pentru toată lumea, luna decembrie, astfel încât să reușească partenerii noștri să vină, să participe la acest eveniment. Provocarea a venit tocmai ca urmare a perioadei acesteia, dar și ca urmare a temei. Anul acesta chiar a fost o provocatoare tema și multe persoane mi-au, cum să spun, au transmis cumva faptul că le este greu să abordeze un anumit subiect din perspectiva vocațiilor și au participat doar ca invitați, nu ca și speakeri. Să spunem că au fost și persoane consacrate, preoți, surori, dar au fost și laici, profesori, cadre didactice la universitate. Vorbim despre vocații. Părinte, dar de fapt, ce înseamnă vocații? La ce trebuie să ne gândim când vorbim despre vocații? Termenul acesta de vocație vine din limba latină, vocationis, care înseamnă invitație. De fapt, când vorbim despre vocație, ne gândim la semnificația acestui termen din punct de vedere religios. Pentru că lumea cunoaște acest cuvânt din punct de vedere profesional, vocația la o anumită meserie. Dar și în biserică sau din punct de vedere religios avem acest termen și când ne gândim la vocație, când vorbim despre vocație sau vocații, pentru că sunt mai multe și în biserică, ne gândim la principalele trei vocații, la preoție, la viața consacrată și la căsătorie.
mai este și o altă vocație, aceea de celibat generos întru Hristos. Apare din ce în ce mai mult persoane care doresc să fie singure, după un anumit discernământ, gândire, drum, constată că Dumnezeu îi cheamă la această stare de viață în biserică pentru a sluji pe ceilalți, dar rămânând singure, fără să se căsătorească sau fără să aleagă... Deci fără să opteze pentru vocația căsătoriei, da, sau a vieții consacrate. Da, da. Dar principalele sunt acestea trei, la preoție, la viața consacrată, la căsătorie. Motivația din spate este faptul că atunci când primești botezul, ești inserat în biserică, nu rămâi singur, intri într-o mare familie, cea a bisericii, cea a comunității de credincioși, și fiecare are rolul lui. Și această vocație o putem vedea ca pe un drum de întâlnire cu Dumnezeu sau spre Dumnezeu, cale de parcurs spre Dumnezeu. Și vedem astfel, deci, preoția, căsătoria, viața consacrată, căi de întâlnire cu Dumnezeu și de slujire asemenilor. În timp ce noi vedem imagini de la activitățile pe care le organizează Oficiul pentru Vocații, imagini pe care ni le-ați pus la dispoziție, vreau să vă întreb cât de greu sau cum ne descoperim vocația și de ce nu să ne spuneți cum v-ați descoperit, Sfinția voastră, vocația? Pentru unele persoane e ușor de descoperit, pentru că au binecuvântare, au bucuria, unii ar spune au norocul de a avea lângă ei persoane care să-i călăuzească încă de la început, încă din copilărie, așa cum a fost și în cazul meu, persoane care să-i călăuzească spre anumită vocație, să-și descopere mai ușor vocația. În schimb, sunt persoane care nu au astfel de însoțitori. Un fel de mentor, de nu? De mentori, pot fi părinții, pot fi educatorii, profesori sau preoți, persoane consacrate, familii și așa mai departe. Și pentru ei, drumul acesta de descoperire a vocației este mai lung. Cunosc cazuri și cazuri, drumul poate consta în ani de zile. Ani de zile trecând prin diferite situații, experiențe, pentru ca apoi să își descopere cu adevărat vocația. În cazul meu am avut persoane consacrate, eu provin din parohia Răducăneni, județul Iași. Din copilărie am fost însoțit de persoane consacrate, fac parte dintr-o familie profundă creștină. Aceste persoane consacrate, surorile slujitoarele Duhului Sfânt, surori misionare, m-au ajutat, m-au însoțit și prin ele, prin intermediul lor, am ajuns ministrant. Și de aici pornește totul, mai ales pentru preoți, de la slujirea de ministrant, lângă altar, în colaborare cu preoții, acolo îți descoperi vocația la preoție, asculți tot ceea ce primești de la Sfânta Liturghie, prin glasul preotului și a comunității și descoperi vocația aceasta. Pentru mine așa a fost, a fost un drum lin, aș putea spune, după perioada de ministrant până în clasa 8, apoi din clasa a 9 la seminarul mic din Bacău, a urmat seminarul mare din Iași și în 2015 am ajuns preot la vârsta de 26 de ani. Și iată, astăzi împărtășiți din ceea ce ați primit cu generozitate în copilărie, în tinerețe, împărtășiți și altor tineri, de cele mai multe ori sunt tinerii care încearcă să-și descopere vocația și ajutați să facă, să parcurgă acest drum. Vorbeați mai devreme despre voluntariat și putem spune că voluntariatul este o vocație sau cum abordăm noțiunea de voluntariat în raport cu vocația? Putem spune că voluntariatul este o vocație atâta timp cât este implicat și sufletul. Pentru că de multe ori percepția legată de voluntariat este aceea că implicarea constă în a desfășura niște activități care ulterior vor contribui la o experiență profesională, ce va desăvârși o experiență, o carieră, să zicem.
În schimb, este nevoie, și cred că părintele este în asentimentul meu, este nevoie ca această implicare să depășească cadrul acesta al unei experiențe dobândite pentru a urma o profesie sau pentru a-ți desăvârși o profesie, să implice și aspectul care ține de sufletul omului, să creezi acele activități prin care să poți să ajungi și să-ți conturezi și o desăvârșire sufletească, nu doar o experiență profesională. Experiența mea în domeniul social m-a făcut să intru în contact cu foarte multe persoane care și-au propus să facă voluntariat. Și unii dintre ei sunt implicați extraordinar de mult în foarte multe activități diferite ca și tipuri de activități. Foarte mulți sunt tineri, cei care se implică. Considerăm și în momentul în care am organizat acest eveniment, am considerat că este important să transmitem un mesaj nu doar tinerilor, dar și persoanelor adulte sau vârstnicilor, că o implicare într-o activitate socială, educațională sau de orice altă natură poate să le ofere mai mult decât pot ei crede că o obțin inițial. Da, obțin o adeverință că au făcut voluntariat, obțin o certificare, nu știu, participând la tot felul de activități. În schimb, îmbogățirea umană cred că este extraordinară și poate să rămână. Cea mai importantă, exact. Cu siguranță. Exact. Și dacă tot vorbim despre activități vocaționale, despre voluntariat, putem vorbi și de un plan pastoral vocațional la nivelul diecezei? Sigur că da, putem vorbi. Această conferință, de fapt, a fost și pentru a prezenta planul pastoral vocațional. Eu sunt la conducerea acestui oficiu din anul 2020, sunt în al treilea an și până la acest moment al conferinței și până în prezent am reușit să analizez un pic situația de pe teren, cum se spune. Am vizitat diferite parohii, am întâlnit diferite grupuri de copii și de tineri, am intrat în legătură cu diferiți animatori vocaționali, cum sunt preoții, persoanele consacrate, cei care animă vocațiile acolo unde sunt, în parohii sau în mănăstiri, cei care intră în contact cu copiii și tinerii mai ales, dar și cu familiile. Ei, în urma acestor vizite din teren, am reușit să organizez aceste activități vocaționale într-un plan pastoral vocațional și i-am dat această formă de broșură și am pus aici diferite activități principale legate de evenimentele diecezane, cum sunt aceste zile diecezane ale familiilor, ziua diecezană a tineretului, ziua diecezană a copilului, apoi activități tot așa principale legate de diferite pelerinaje care se organizează în dieceza noastră, cum e pelerinajul la Cacica, la mormântul fericitei Veronica Antal, cu ocazia beatificării fratelui Iremia Valahul, fericitul Iremia Valahul, sau în sărbătoarea fericitului Anton Durcovici. Evenimente principale diecezane prin care putem promova vocațiile, pentru că se adună multă lume, mulți credincioși cu ocazia acestor evenimente și putem propune aceste vocații. Și apoi am mai împărțit activități secundare pentru tineri și pentru copii. Pentru tineri sunt activități care deja se fac, activități vocaționale organizate de diferite congregații, cum sunt frații franciscani, frații salezieni, frații iosefini, frații donorione, sau mai sunt surori care organizează astfel de activități. Și atunci am luat aceste activități,
și le-am propus la nivel diecezan, pentru ca toată lumea să poată participa. Apoi, pentru copii, în mod special sunt ministranții, cei care slujesc la altar în timpul Sfintei Liturghii. Sunt destul de mulți, mai ales în parohiile mari. Sunt ministranți foarte simpatici, am întâlnit și sunt foarte simpatici. Și foarte pătrunși de misiunea pe care o au, pentru că nu e ușor. Da. Ei trebuie să știe cum se desfășoară o liturghie, să fie atenți. Și aș avea o experiență, dar o spun după aceea. Deci ei sunt în centru, acești ministranți, și voi veni, ca și responsabil al oficiului pentru vocații, voi veni cu, în perioada următoare, cu niște cateheze speciale pentru ei. Apoi sunt aceste campusuri estivale care se fac în parohii. Preoții, vicari organizează în perioada verii campusul și unde se adună foarte mulți copii, și sunt ocazii pentru a vorbi despre vocații. Deci cam așa am organizat acest plan pastoral. Mai sunt și alte întâlniri, alte activități, bineînțeles, dar în mare parte în aceasta constă planul pastoral vocațional. Ne vorbiți și de experiența, poate așa, de ministrant? De ministrant. Vreau să vorbesc despre nepoțelul meu. Am doi nepoți, unul mai mare de 12 ani. După prima împărtășanie, ai posibilitatea de a te înscrie la ministranți. Cel mai mic are 6 ani și, văzându-l pe fratele lui ministrant, a cerut și el să fie ministrant, să nu mai aștepte prima împărtășanie peste 2-3 ani. Și a insistat atât de mult pe lângă părintele paroh, încât a fost acceptat. Părintele i-a pregătit niște haine speciale pentru măsura lui și acum el este cel mai simpatic din grupul de ministranți. Toată lumea privește spre el, în mod special, și cu câtă libertate, cu câtă deschidere și pasiune slujește acolo. Și am descoperit tocmai importanța de a fi ministrant, mai ales pentru băieți. Cât de mult te deschide, te maturizează ușor, ușor. În cadrul conferinței s-a vorbit cu siguranță despre vocațiile despre care vorbea mai devreme părintele. Au fost dezbateri în jurul principalelor vocații. Cam care au fost? Care a fost interesul celor prezenți? În mod special s-a vorbit despre importanța voluntariatului, pentru că eram în perioada când se sărbătorea Ziua Internațională a Voluntariatului pe 5 decembrie. Noi, fiind pe 9 decembrie, am vrut să scoatem în evidență această activitate, acțiune în societate a voluntariatului. Bineînțeles, ca să o legăm și de tema noastră a vocațiilor în biserică, am invitat diferite persoane, un părinte preot, un frate, o soră, un laic, care să ne vorbească fiecare despre vocația sa. Un frate ne-a vorbit despre, un frate carmelitan, Iosif Balaș, ne-a vorbit despre vocația la viața consacrată. El dorește apoi să ajungă preot, da? Mai are un drum destul de lung de parcurs, dar este această dorință a sa și simte vocația la Sfânta Preoție. Apoi o soră, sora Antoneta din Italia, ne-a vorbit despre vocația sa. Pentru ea drumul a fost un pic mai lung, vorbind despre cât de lung este drumul, pentru ea a fost mai lung, a trebuit să meargă în străinătate, să lucreze și acolo să intre în contact cu anumite persoane din biserică și să-și descopere propria vocație. Apoi am vorbit și despre vocația la căsătorie și un colaborator al oficiului, doamna Oana Vacaru, ne-a vorbit despre cât de frumoasă este vocația la căsătorie. Și, bineînțeles, și a fost și soțul dumneaei. Deci am încercat să legăm și voluntariatul și vocațiile în biserică. Aș vrea să adaug la ce spuneai tu, Ramona.
legătura aceasta între voluntariat și vocație. Voluntariatul face parte din vocație. Dacă e să vedem semnificația latinească de invitație, de fapt, cine face voluntariat simte o invitație, aude o invitație, nu se oferă, inventează de la sine anumite situații ca voluntar sau creează situații de voluntariat. Ascultă mai întâi, ascultă o invitație, este chemat, este chemat să acționeze din proprie libertate, da, în funcție de capacitățile sale. La fel este vocația. Vocația este o ascultare a unei invitații. Noi o considerăm o invitație din partea lui Dumnezeu și răspundem. Dacă dificultatea este mare, este pentru faptul că răspunsul este greu. Dacă voluntariatul scade în număr de membri, înseamnă că răspunsul este greu, este așa cu reținere. Și de aceea consider că, da, voluntariatul face parte din aspectul ăsta vocațional, ca invitație și apoi ca răspuns. Ați venit și cu niște cărți pe care vreați să ne le prezentați, da, în legătură cu această temă. Da, cu cele trei vocații, legate de faptul cum ne putem descoperi propria vocație în biserică și cât de greu poate fi pentru unii sau cât de ușor. Am adus cu mine câte o carte pentru fiecare vocație. În general, pentru a trata despre vocație, este cartea aceasta, Vocația, scrisă de Liana Ghel, carte apărută la editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București. Tratează vocația, vocațiile, cele trei vocații în general, istorie și așa mai departe, ce înseamnă vocație. Apoi, despre preoție, este această carte, De ce sunt preot? 15 dialoguri îndrăznețe propuse de Claudia Stan. O carte acolo superbă. Acolo în mijloc este monseniorul Ionuț Trejar, cred da, că. Da, 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 cu diferiți alți participanți, sunt mai mulți episcopi, preoți, da, care vorbesc despre vocația lor la preoție. O carte foarte interesantă. Apoi, despre viața consacrată este această broșură, dar chiar dacă e mică, e foarte frumoasă, profundă. A iubi înseamnă a dărui totul. Sunt câteva scurte mărturii ale unor persoane consacrate. Ce înseamnă vocația la viața consacrată pentru ele? Iese în evidență cuvântul Papei Francisc, bucurie. Viața consacrată înseamnă bucurie. Și cu privire la viața la căsătorie, este acest document al Papei Francisc, Amoris Laetitia, da, care vorbește despre familie, viața la familie, provocări, diferite situații, da, care pot ajuta familia. Cred că este unul dintre documentele de bază pe care le folosește și Părintele Felician Tiba, da, la Oficiul pentru Familii, da, cred că așa se numește, da, acolo unde are loc și Școala Logodnicilor. Și de fiecare dată sunt pasaje din acest document atât de important și de frumos folosit acolo. Care sunt sau cine sunt colaboratorii, beneficiarii? Cine se bucură de aceste activități, întâlniri privind vocația? Printre colaboratori se numără echipa restrânsă, comisia Oficiului pentru Vocații. Suntem în număr de 7-8 membri. Dacă e să luăm familia cu soție, doamna Oana Vacaru cu soțul ei Iulian Vacaru. Am ales ca această echipă să cuprindă atât persoane consacrate care lucrează cu tinerii, dar să fie și o familie, doi laici, care să ne ajute să vedem în diferite feluri vocația la familie. Cine poate să ne vorbească despre vocația la familie decât o familie? Familie. Așa. Printre acești colaboratori ai comisiei,
se numără, deci, Părintele Vlad Bogdan, care este responsabil cu pastorația vocațională în cadrul Ordinului Franciscan, este Părintele Iosif Ilieș, din Societatea Fraților Salezieni, Don Bosco Bacău, este Părintele Petrică Țurcanu, frate Iosefin la Roman, este sora Lucia Vârgă, din Comunitatea Surorilor Providenței, ea lucrează foarte frumos la Cireșoaia cu un grup de ministrante, și ea animă acest grup vocațional Drumul spre o inimă nouă, un grup foarte frumos în zona Onești, un grup de tineri. Apoi mai este sora Ana Tișa din Congregația Surorile Slujitoarele Duhului Sfânt. Aceștia sunt membrii comisiei. Bineînțeles, colaboratorii sunt preoții paroși, preoții vicari din parohiile diecezei noastre. Cui ne adresăm? Cui ne adresăm? Ne adresăm copiilor, ne adresăm tinerilor care au nevoie de a-și descoperi vocația. Majoritatea specialiștilor în promovare vocațională spun că pentru a fi fericit cu adevărat e nevoie de a-ți descoperi propria vocație. Fără această vocație nu poți fi cu adevărat fericit. Și atunci noi ne adresăm lor. Spuneți-mi dacă gândiți și la o nouă ediție, o nouă conferință anul ăsta? Anul acesta, probabil în preajma aceleiași zile a Internaționale a Voluntariatului, da, probabil că vom face ediția a treia a acestei conferințe, Etică și Responsabilitate în Activitatea de Voluntariat. Vom vedea ce temă vom alege pentru acest an și care va fi direcția acestei teme în concordanță cu planul pastoral diecezan pe care Biserica Catolică prin Episcopia Română Catolică îl propune. Mulțumesc că a fost Lumina Creștinului astăzi o discuție despre vocații pentru comunitate. Toate cele bune, rămâneți alături de TVR Iași.